vrea să vă invit să privim în Scriptură la unul dintre cei mai frumoși psalmi, probabil, psalmul 91. O să vă spun și la sfârșitul acestui îndemn de ce pentru mine acesta este cel mai frumos psalm. Haideți să-l citim înainte și să vedem ce spune. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lanțul vânătorului, El te scapă de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi, pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost. Și fai din cel preanalt tunul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârși și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Amin. Amin. Zilele acestea și în special aseară stăteam și îmi puneam o întrebare, având în vedere situația dificilă din România, din Europa și nu numai, înțeleg că numărul deceselor încep să crească tot mai mult și chiar în America. Stăteam și mă gândeam ce ar trebui să facă un creștin în condițiile prezente. Cum ar trebui să ne raportăm la evenimentele din jurul nostru, dar mai ales cum ar trebui să ne raportăm la Dumnezeu în această perioadă dificilă. Și răsfăind Scriptura, am ajuns la Psalmul 91, l-am citit și Dumnezeu mi-a vorbit mie personal trei lucruri pe care ar vrea ca eu să le fac în perioada asta și poate că ar fi bine ca fiecare dintre noi să le facem. Și un prim lucru pe care Dumnezeu mi l-a vorbit a fost că trebuie să mă cred în El. Practic asta spune pasajul acesta. Știți când scrie psalmistul acest pasaj, acest psalm, după niște perioade dificile prin care omul acesta a trecut și în care a văzut intervenția și izbăvirea lui Dumnezeu. Psalmul acesta nu este scris în necaz. Și psalmul acesta este scris după ce a trecut necazul și psalmistul îl laudă pe Dumnezeu pentru intervenția lui. Și ceea ce mi-a atras mie atenția în pasajul acesta, cel puțin în versetul 1, e felul în care îl numește psalmistul pe Dumnezeu. El folosește doi termeni, care pe mine m-au ajutat foarte mult aseară. Primul termen pe care îl folosește aici este ocrotirea celui preanalt. Vă rog să observați cum îl vede el pe Dumnezeu ca fiind cel preanalt. Adică cel care este deasupra tuturor. Nu există cineva care să aibă autoritate mai mare decât Dumnezeu. El este autoritatea finală în toate. Și psalmistul este conștient de lucrul acesta. Poate să se întâmple orice pe pământ, dar totuși Dumnezeul care stă la înălțimea cerului este Dumnezeul care controlează toate evenimentele acestea și nimic nu-i scapă de sub controlul lui. Și prin asta, sufletul psalmistului găsește mângâiere, sufletul psalmistului găsește siguranță. Ce mare lucru să știi că deasupra noastră este un Dumnezeu atotputernic care controlează absolut toate lucrurile și astea dificile prin care noi trecem pentru îndeplinirea scopurilor și a planurilor lui. Apoi el mai folosește o titulatură pentru Dumnezeu și îi spune cel atotputernic. Vedeți cum îl vede el? Îl vede ca fiind Dumnezeul care poate face absolut tot. Dumnezeul care nu trebuie să confrunte niciodată cu o situație imposibilă. Dumnezeul acela despre care Scriptura spune că nimic nu este cu neputință la Dumnezeu. Și cred că mai mult ca oricând în această perioadă în care tot mai mulți oameni se îmbolnăvesc de acest virus,
Ar trebui să vedem pe Dumnezeu așa cum l-a văzut psalmistul, ca fiind cel prea înalt și cel atotputernic. Acela care controlează și care este în controlul tuturor lucrurilor. De aceea nu trebuie să ne panicăm și nu trebuie să intrăm într-o stare dintr-o asta de frică. În al doilea gând pe care Dumnezeu mi-a dat din pasajul acesta a fost să nu mă tem. Să nu mă tem. Vă rog să observați ce spune în versetul 5. Nu trebuie să te tem nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciumă care umblă în întuneric, nici de molimă care bântuie ziua în amiază mare. Am observat de-a lungul vieții mele că eu mă tem și mă îngrijorez atunci când o situație îmi scapă de sub control. Atunci când eu nu mai am control asupra unei situații, începe să apară îngrijorarea și frica. Și aici vine frumusețea. De ce nu trebuie să se mai teamă psalmistul? Situația aceea dificilă prin care el trecuse, fusese sub controlul lui, nu? El și-a dat seama atunci că nicio situație nu scapă de sub controlul lui Dumnezeu. Dumnezeu este în controlul fiecărui lucru. Și asta a alungat frica și teama din inima psalmistului. Asta îmi dă siguranță în aceste zile în care tot mai mulți oameni se îmbolnăvesc. În aceste zile în care este declarată stare de urgență și în România și nu numai, înțeles că și în Ungaria și în Cehia a fost anunțată starea de urgență, asta îmi dă siguranță. Și de asta nu mi-e frică, nu mi-a fost frică să vin să mă întâlnesc cu dumneavoastră, nu pentru că aș fi eu un om curajos, nici pentru că aș fi inconștient, ci pentru că știu că Dumnezeu controlează toate lucrurile. Și un al treilea gând pe care Dumnezeu mi l-a dat din pasajul acesta a fost să cred că El este alături de mine. Ce frumos spune aici pasajul. Zice, El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Vei păși peste lei și peste nepărci. Vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Când mă va chema, îl voi răspunde. Voi fi cu El în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. De fapt, aici Dumnezeu l-asigură pe unul acesta că este alături de El. Asta mi-aduce mângâiere în aceste zile dificile, că știu că Dumnezeul nostru este alături de noi și este alături în mod personal de mine. Acum vreau să vă spun și o istorisire personală. În urmă cu 8 ani de zile a trebuit să dau examenul auto. Și eram destul de speriat pentru că majoritatea prietenilor mei care conduceau destul de bine din ce știam eu, picau pe capete. Unul după altul. Spre exemplu, Alex Manolică, probabil îl știți, el a picat de 8 ori și era un șofer mult mai bun ca mine. Și era pentru prima oară când urma să dau într-o zi de marți sala, iar apoi într-o zi de miercuri urma să dau traseu și eram foarte speriat la gândul ce voi face. Țin minte că m-am dus să dau sala, m-am urcat în metrou și aveam întotdeauna la mine un Nou Testament, dintre acela micuț alb. Eu de obicei nu deschid Biblia să citesc la întâmplare, citesc de obicei la rând, dar în ziua aceea, acum 8 ani de zile, pur și simplu am deschis Scriptura și am zis citesc ce vine pe pagină. Și mi s-a deschis exact la Psalmul 91 și privirea mi s-a îndreptat către versetul 14. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, că își cunoaște numele meu. Iar acolo sunt o serie de privilegii pe care Dumnezeu le acordă psalmistului. Mi s-a întâmplat ceva ce rare ori mi s-a întâmplat în viață. Când am citit pasajul acesta, parcă Duhul lui Dumnezeu a luat aceste cuvinte și le-a făcut una cu sufletul meu. Și am fost atât de conștient în acel moment că Dumnezeu îmi vorbea prin Scriptură și îmi spunea că voi avea biruință și la sală și la traseu. Deci rare ori în viață mi s-a întâmplat să-mi vorbească Duhul lui Dumnezeu printr-un verset în așa fel încât să nu mă îndoiesc nici măcar 0,1%. Ce lucrare minunată a făcut atunci Duhul Domnului în inima mea. Și acum să vă spun ce s-a întâmplat. M-am dus să dau sală. Am făcut majoritatea întrebărilor bine, dar dintr-o dată am început să greșesc vreo 4 întrebări la rând. Dacă mai greșeam și pe a 5-a picam. Și atenție, am ajuns la ultima întrebare și aia era decisivă. Dacă punctam corect întrebarea, treceam examenul acesta teoretic al sălii, dacă nu aplicam corect acolo răspunsul, picam. Era o întrebare la care nu știam răspuns.
pus capul acolo, că aveam suficient timp, am pus capul și m-am rugat și am zis, Doamne, nu știu răspuns. Dar eu știu că versetul ăla, pasajul ăla mi-a vorbit pe tine, dar izbăvit, biruit. Te rog, dă-mi tu acum o inspirație de moment să știu ce să apăs. Și mi-a venit atunci în cap varianta ce. Deci era o întrebare care m-a făcut chestionare și făcuse multe. Niciodată nu plicase întrebarea. Deci nici nu mai știu ce întrebare era. Dar mi-a venit în cap ce. Și n-am făcut niciodată de atunci ce am făcut. N-am mai făcut niciodată de atunci ce am făcut atunci. Dar am zis, în numele lui Iisus, ce? Așa am zis. Și ce a fost? Acum vreau să vă zic că nu asta a fost minunat. A doua zi a trebuit să mă duc la traseu. Și când am ajuns la traseu, erau trei polițiști acolo. Doi dintre ei erau foarte duri, la modul că îi picau, chiar și pe aia care le dădeau bani. Dar în ziua aceea venise un polițist nou. Stăteam acolo și mă rugam, Doamne, te rog, fă să pic la polițistul ăsta nou. Am fost ultima persoană luată la polițistul cel nou. Am fost, de fapt, ultima persoană care am dat examen. Acum să vedeți cum a lucrat Dumnezeu. Pentru că am fost ultima persoană, polițistul era atât de plictisit, încât eu am fost singurul care m-a ținut 10 minute. Pe rest, i-a ținut câte 30 de minute. Și să vedeți un lucru interesant. M-am pus să fac o parcare și la parcarea aceea am atins ușor cu roata bordura. În mod normal trebuia să mă pici pentru asta. Și el când m-a văzut a zis, aolă, ce ai făcut? Și a vrut să pună pixul acolo să scrie că m-a picat. Exact în momentul în care se scrie cu pixul, i-a sunat telefonul, a sunat un preot. Și a început să vorbească la telefon. Și ca să poată să vorbească în continuare, mi-a zis, hai, dă în continuare. I-am dat în continuare, încă 5 minute și n-au mai fost probleme, am ajuns la locul la care am pornit și mi-a pus avizul acela de aprobat. Și am luat permis, am luat din prim. Știți cum a fost pentru mine acea experiență? L-am simțit atât de aproape pe Dumnezeu și implicat. Și am stăteam și mă gândeam, chiar și astăzi, dacă Dumnezeul meu s-a implicat în viața mea într-un lucru atât de mărunt și de banal cum este un permis de conducere, oare în privința acestor evenimente care se petrec astăzi în jurul nostru, oare Dumnezeu nu se mai implică? Oare Dumnezeu nu ne mai protejează? Oare Dumnezeu nu ne mai oferă protecție? Ba da, de aceea psalmul ăsta este special pentru mine, pentru că am experimentat ce spune psalmul acesta, am experimentat protecția lui Dumnezeu. Cred că dacă l-aș provoca pe fratele Cornel să ne spună câte și mai câte experiențe a avut cu protecția lui Dumnezeu, am stat aici până mâine. Da? Dar am experimentat lucrurile acestea. De aceea vă sfătuiesc pe fiecare dintre noi în această perioadă, probabil că de săptămâna viitoare nici chiar în formula aceasta ne mai putem vedea, pentru că s-a trecut la scenariul 3, și vor interzice probabil orice fel de adunare în spațiu închis, dar avem părtășie cu Cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne vorbește. De aceea vă rog, în perioada aceasta care urmează, încredeți-vă în Dumnezeu, spuneți nu fricii. Dumnezeu, spune Scriptura, nu ne-a dat un duh de frică, ci ne-a dat un duh de înfiere care strigă Ava, Tată. Fata mea și cu băiatul meu, bine, băiatul e mai micuț, dar fata niciodată nu se sperie când este lângă mine, pentru că știe că eu o protejez. Ei, cu cât mai mult noi care am fost înfiați în familia lui Dumnezeu, îl avem ca tată pe acel Dumnezeu, care are toată puterea în cerul și pe pământ. De aceea nu trebuie să ne temem. Mă stăteam și mă gândeam de dimineață la un lucru. Biblia spune că Dumnezeu ne-a numărat chiar și firele de păr din cap. Da. Eu am fost de dimineață și m-am spălat pe cap și au căzut câteva fire de păr acolo. Eu nu le-am știut. Dar Dumnezeu le-a știut și pe alea care au căzut. Dumnezeu le știe și pe alea pe care le-am în continuare în cap. Păi dacă Dumnezeu îmi cunoaște lucruri atât de nesemnificative poate pentru mine, numărul de fire de păr din cap, cu cât mai mult protecția noastră este avută în vedere de către Dumnezeu. De aceea, astea sunt lucrurile pe care și vrea să le avem în vedere în perioada care urmează. Să ne încredem în Dumnezeu, să nu ne temem și să îl vedem pe Dumnezeu ca fiind alături de noi. Iar toate aceste încurajări, spune Pavel în Romani, capitolul 14 sau 15, spune, prin mângâierea pe care o dau Scripturii. Din Scriptură extragem aceste mângâieri care ajută sufletul nostru să treacă cu bine peste perioada aceasta dificilă.